pierdute, la fel și eu, căci dulce amintire din gând îmi pierd. Dar minunea ei strop de lumină în picul în simțire. Atâta pot să mai zic. Zice Dante. Ce nume? Ați văzut, te trezești, ai avut un coșmar, ești tot lac de sudoare, îți bate inima cu 300 la oră și ce ai visat? Băi, era ceva de nebunești sau era ceva foarte frumos. Nu mai știu exact să spun, se făcea că parcă era la roșior, dar de fapt era cimigiu roșior, dar și se suprapuște de alea și nici n-a pus să spui primele cuvinte, că și pare l-ai uitat. Și nu știu, bă, dar a fost frumos sau a fost... Deci asta mai văzut. Nu știu, frate. Dar așa ce simt e... Și aici să vedeți ce comparație face. La fel erau, deci așa de repede se duce amintirea la respectivă, că spune, la fel erau cu frunzele de tei, cuvintele sibire pe cărare și așiși de piere neaua sub scântei. Aici, la fel, citești poezia singur, te uitați, deci, cuvintele sibire pe cărare. Cine sunt cuvintele sibire pe cărare și ce era cu neaua sub scânteie? Sibila. Sibila era o preoteasă de la a lui Apollo, oracol. Te duceai la ea, să rămână la Doamnă. Am și eu o întrebare. O să mor în război? Sau care? Toate cererile se scriau pe niște foi. Acum sunt două explicații aici, pentru că am găsit două variante. A doua mi se pare mai mult mai corectă, dar o zic pe asta, pe prima, că e mai simpatic. Zice, scriei pe frunze de bambiet, scriei ce vrei și le băgai pe sub ușa, unde era Sibila băgat acolo, și le băgai. Și acolo scria, o să fac grâu anul ăsta, o să mor în război, o să ce... Așa. Și acum Sibila le lua, le punea în ordine, intra în transă, după care spunea să vină. Și primul care deschidea ușa mare de la templu, se făcea curent și a luat în ea și a amestecat foinele, le-a făcut varză. Dar mai știa care pe care și vine primul și să rămână. Eu, da, o să faci grâu mult anul ăsta. Și ăla se va întreba să dacă moare război. Îți dai seama cât era, zicea, cum e. Și atunci a zis, pe cum înseamnă că vorbește, Sibila vorbește cifrat. Trebuie să găsim un tălmaci pentru ceea ce spune. Și asta este o variantă. Varianta totuși istorică și care cred că este și cea mai bună, este că tot această Sibila despre care vorba, Sibila, Cumania, o chema, scrisese, făcuse o culegere din textele acestea, din textele de previziuni pe care le făcuse. Și se duce la regele Romei și îi spune, prietene, fiate, am, uite, 9 volume, erau scrise pe foi de palmier. Am 9 volume, ți le dau la prețul tot. Ăsta ce nu vreau să le iau. Nu vrei? 3 dintre ele le distrug. Era și le rupe și le împrăștie. Zice, ți le dau, au mai rămas astea 6, dar ți le dau tot la preț de 9. Nu le vreau. Nu le vreau. Am mai distrus, am mai rupt încă 3. Zice, prietene, fiate, că e ultima strigare. Mai am doar 3. Le iau și le-au luat la prețul de 9. Adică cu toate. Și probabil că vorbește la fel că erau cu frunzele de tei privit, cuvintele sibile pe cărare, când ea așa și distruge propria operă. Și mai există și un incendiu care a distrus aceste scrieri. Deci, de aici vine ideea că imediat a dispărut tot. Lumină pură ce te înalță tare deasupra minții noastre veșnicie, redăm un strop din ce am văzut aoare și dăm puteri ca din sclipirea-ți vie o singură scânteie, bare una să lasă acestei luni ceva să vie. Că și puțin de va să-mi cânte struna, puținul de bărat în amintire va scrie gloria ta dintotdeauna. Eu cred că de-aș fi întors a mea privire din Sfântul Foc, pe dată rătăcită aș fi rămas de mult ai strălucire. De aceea mi-amintesc că am îndrăznit să-i rab lucrarea până când treptat cu însăși ființa ei m-am contopit. O har, nespus, prin tine am cutezat pătrunderea luminii eterne și ochii mei prin tine am săturat. În sânul lor văzut am cum se așterne, de dragoste cuprins ca încingătoare, tot ce răzdesc prin univers se cerne. Pe aici începe să îngroașe. În sânul tău, la sânul lor văzut am cum se așterne, de dragoste cuprins ca încingătoare, tot ce răzdeți prin univers se cerne și ce-i substanță în el ori întâmplare și legătura lor văzută astfel că tot ce spun e palidă lucoare. N-aș ști întotdeauna acum. Dați-te în cap dacă. Dar nici nu te așteptai ca să găsești așa ceva la Dante. Și acum ce e cu substanțele astea? Că spune și ce-i substanța în el ori întâmplare. Că nu e vorba de substanțe. Ce am găsit? Am găsit niște păhărțe Berzelius. În primul era antimoniu, în al doilea carbon și aici erau niște substanțe. Substanțe folosește
în italiană este sostanțe accidenti al lor costume, adică lucruri care, care există de la sine, au existența în ele însăle. Deci, și substanță în el, ori întâmplare, și legătura lor văzut astfel. Este, de fapt, ce vede? Vede tot ce este, ce se supune cauzei și efectului, și tot ce se supune liberului arbitru, și legătura dintre ele. Din tot universul. Le vede la oaltă. Căci însuși nodul, cred și nu mă înșel, ce leagă tot ce-i ființă, l-am văzut și o simt prin spor de bucurie în el. Adică, intră acolo și primul lucru care începe să-i se destăinuie este un punct în care, ajungând în el, ajunge exact în locul care îl expandează în tot ce este viul universul ăsta. În tot ce este viul universul ăsta, de la facerea lumii și până la sfârșitul ei. A fost în fiecare din oamenii care au trăit pe pământ, de la Adam până în ziua de astăzi și după. A fost în fiecare animal. A fost în fiecare furnică. Vă dați seama ce înseamnă odată să fii în toate. Să vezi lumea prin ochii tuturor furnicilor din lumea asta. Tuturor grâzelor. Să fii fiecare fir de iarbă. Să fii calul lui Cezar. Să fie, a fost iarba de sub copita calului Cezar. A fost Cezar. A fost copita calului Cezar. A fost spicătura de sânge de la iepure, de la leargă, vulpea care le dea. Tot. Într-o singură. Dar ce a fost și ceva să a fost cu noi, este cu noi aici, astăzi, din fiecare dintre noi. Pentru că nodul ăla, de asta într-un fel se leagă și cu contemporaneitatea, care nu este neapărat contemporaneitate, că stăm săruna la Dante, ce mai faci? Las că mi-ți au zis, coane, mă, las că merge și așa. Nu aceea. El e contemporan cu noi, în primul rând, pentru că a văzut momentul acesta. Punctul acela a permis ca să fie în toți dintre noi, în fiecare moleculă a noastră, fiecare particula de sânge, nu particula, după ce cum le spune, de sânge. Globulă. Da, e prea complicat. Globulă de sânge. Fiecare globulă de sânge. Deci în nodul acela. Și acum spune, după ce ajunge în nodul ăla, o bucurie trebuie, ce fraților, vă dați seama, deci numai acum că vorbesc despre nodul ăla, mă apuc o bucurie de nebunesc. Că altceva n-am ce să vă spun cum a fost. Și zice așa, ci mai vârtos o clipă m-a făcut să uit decât mileniile izbânda preavașnicului neam Argonaut. Aici la fel. Citești închis cartea, că nu înțelegi ce vrea să zică la început. De fapt, ce e cu preavașnicul neam Argonaut, cu Argos, cu căutarea lânei de aur și așa mai departe. De fapt, el vrea să spună, dom'le, eu chiar dacă am stat la o secundă după ce am văzut, am fost în punctul ăla. Ce o secundă? O miime de fracțiune de secundă după aia, mai puțin vă pot spune eu, decât se spune despre ce au văzut și întreaga călătorie și toată legenda argonauților care a fost acum 2500 de ani. Deci mai mult se știe și se poate spune despre ea care a fost acum 2500 de ani, decât la o miime de fracțiune de secundă după ce eu am ieșit de acolo și ce am văzut din punctul ăla. Așa era de puternic tot. Atare în Domnul mintea mea flămândă, privea țintit încinsă și răpită, că tând mereu să-și întețească pândă. Astfel de vii în raza proslăvită, că nu-i putință să-ți întorci anume spre altele privirea îndrăgostită. Aici este exact focalizarea aceea despre care vă spuneam a Sfântului Duh Dumnezeu. Îi făcea cal liberă. Îi focaliza. Ai văzut cum se limpezește cât mai ca să vadă exact fix, pa, exact pe miră. N-avea ce să se uite în stânga, că spune la un moment dat, privirea mea mereu tot. Ce facem? Mai citim asta. Deci astfel devii în raza proslăvită, că nu-i putință să-ți întorci anume spre altele privirea îndrăgostită. N-ai cum să vrei, ești pățită. Ți s-a flancat totul. Duhul flanchează tot să nu ai, să vezi ce stânga și te duci. Ați exact în... Căci binele ce ținta vrerii în lume, în ea se adună tot, iar restul noapte. Desăvârșire, zice ei pe nume. Dar chiar și față de amintiri, nu fapte, mai greu mă voi rosti, dar și înainte decât un prunc ce încă suge lapte. Adică zice, fraților, până acum v-am spus eu ce v-am spus, dar ce o să vă spun de acum încolo? Ce mai mult vă zice, pruncul că suge, ai văzut, face, bucuria că, atâta. Nu există cuvinte, n-am organul cu care să pot să vă spun ce s-a... Până acum am mai zis-o. Chiar și mai mult v-am spus că nu pot să vă spun, dar tot v-am zis ceva. Dar de acum încolo, mai mult decât zice bebelușul când, în italian, l'infante che ancora lingua la mamela. Atâta. Ce zice bebelușul? Atâta vă pot spune și eu de ce se întâmplă de acum acolo. Nu fiindcă raza bâlbătei sfinte mai mult decât un chip putea să fie,
Deci nu că am această problemă, că în raza acolo unde eu mă duceam și priveam, era mai mult decât ceea ce era și până acum, adică ținta divină. În ce sens mai mult? Că se schimba, că era altceva, că era aceeași, că și spune. Nu fiindcă raza Vlăteiei Sfinte mai mult decât ochiul putea să fie, că ceea era mereu ca și înainte. Ci doar pentru că văzul meu tărie sorbea privind, după schimbarea lui se preschimba și ultima făclie. Adică e un fel de microfonie ontologică. El privea în Dumnezeu, Domnul prin privire, e toată informația pură acolo care vine în tine, te transformă automat când ai surplus de informații în tine, vezi altceva acolo, deci să vezi detalii și detaliile alea ți se dau iar și vezi altceva și exact cum te-ai pune, cum este și microfonia aceea de imagine, nu microfonie, cum video, e ce? Video feedback. Așa. Și să, până când, adică, Monica. Așa, și zice, și acum începe să descrie cât de cât ce-a văzut. În însăși profunzimea ei văzui, trei brâuri felurite la culoare, la fel de largi în roți și pricepui, ca al doilea din celălalt răsfrânt răsare, al cel de-al treilea foc din foc divin, la sânul lor părea că suge ardoare. Ați înțeles perfect. Adică. În însăși profunzimea ei văzui, trei brâuri felurite. Trei brâuri feluite la culoare, la fel de largi în roți și pricepui, ca al doilea din celălalt răspând răsare, iar cel de-al treilea foc din foc divin la sânul lor părea că sluge ardoare. Deci aici este atâta teologie numai în aceste versuri, în aceste două versuri, că e și teologie, dar e și, o să vedeți că e și multă bătălie. Înăuntru, aici stă, de fapt, motivul pentru care, iată, pentru a 2000-a oară, nu, mai puțin, totuși de la 1200 mai face Paștele împreună cu catolicii ortodoxi. Cele două, acea schismă se bazează în principal pe acest lucru, pe ideea purcederii Sfântului Duh și de la Tatăl și de la Fiul. Pentru că, de fapt, ce spune cu aceste trei brâuri? Ne spune acolo că vine trei brâuri, la fel de largi în roți, dar feluite la culoare. Feluite la culoare, trei brâuri felurite. De ce sunt trei brâuri, în primul rând? Pentru că sunt trei ipostase. Ipostasul Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Felurite la culoare, adică cum ne percepem noi pe fiecare, fiecare prin manifestarea fiecarei persoane din Dumnezeu, se manifestă într-un fel. Și atunci noi le vedem diferite. Dar ele trei sunt, una sunt. Trei sunt, una sunt. Iar mecanismul care îi face să lucreze sunt așa. Tatăl îl naște pe Fiul și purcede pe Sfântul Duh. Deci Tatăl îl naște pe Fiul și îl purcede pe Sfântul Duh. Hai să vedem ce înseamnă purcedere. Cred că mi-am scris eu pe aici undeva. Dacă nu mai găsesc ca să... Și era sigur că mi-am spus. În orice caz, purcedere înseamnă o curgere. Izvorăște. Îl izvorăște. În credința catolică, de fapt, îi spun că asta ne deosebesc. Că asta este fundamentul, unul din cele patru lucruri fundamentale. Ei spun, nu, Domne, Sfântul Duh este purces și de la Tatăl și de la Fiul. Și asta ne separă până în ziua de astăzi. Asta este separația fundamentală. Deci, aici spune așa. Le descrie exact mecanismul dintre ele. Trei brâuri sunt trebuite la culoare, la fel de largi în roți, adică nu e unul mai presus de celălalt. Că tocmai trei sunt, una sunt. Nu sunt trei Dumnezei. Ci fiecare, nu e nici unul mai presus decât celălalt. Ce searbă mi-e cuvântul ce străin, de gândul meu, lângă ce am văzut, e aspect că ar fi nimic să zici puțin. O veșnic foc ce-n tine zaci știut, de tine singur și înțeles fiind, zâmbești făcându-ți din iubire scut. Și aici este frumos că scutul de iubire despre care vorbește, nu știu dacă știți cumva pasajul din Corinteni 13, este faimos pasajul despre dragoste. Știți? Dacă nu știți, nu știți. Haideți două secunde, o să fie, că atâta, suntem pe final cu ea, așa că nu o să mai dureze mult. Dar vreau să vă citesc pentru că este... Dacă nu v-aș spune că, nu v-aș fi spus că e, și nu trebuie să vă spun că este din Corinteni, nu cred că v-ați dat seama. Au zis cât este de frumos scris. Și o să vedeți de ce fac paralela. În tot acest text este scris dragoste în loc de iubire.
înlocuiți, dumneavoastră faceți fiuciul meu. Deci grăind limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o-mă aramă sunătoare și chimbal răsunător. Și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, la nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poate, nu se poartă cu necuvință, nu caută cu ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Apropo de zâmbetul care îți faci din iubire scut. Adică, orice facă suntem. Nu știu mai simte cine ăștia, nu știu ce a fost Dumnezeu la oameni atât de mult te iubește că nu intră, nu ne iubim deloc, adică nu înțelegi de ce, de unde atâta iubire pentru om. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proroci se vor desființa, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce este desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu. Și acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre toate acestea este dragostea. Eu cred că n-am citit undeva un text de o frumusețe, niciun text din literatura universală de o frumusețe mai mare decât acesta. Să continuăm. După ce ochii îmi săturai privind spre brâul ce cuprins ca cingătoare din tine se răsfrânge aburind, în miezul lui și într-a lui culoare, păru că văz al nostru chip cu